universul acesta toți suntem subalterni. Este un singur stăpân. Soarta mea nu e în mâna ta, e Pilat. Ți s-a dat o putere de sus, s-a hotărât în sfatul lui Dumnezeu. Și eu nu sunt aici la întâmplare. În ziua aceasta în care America își aduce aminte de cei care au murit pentru țară, noi ne aducem aminte de Iisus Hristos care a murit pentru lume. Binecuvântat să fie numele Lui! Pace, bună dimineața! Mă bucur foarte mult să fiu în mijlocul dumneavoastră astăzi și să-l am pe Billy Paul alături de mine. Acum 3 ani, cred că, când am venit ultima oară aici, eram cu unchiul Ștefan acasă și, printre altele, m-a întrebat cum vreau să se roage pentru mine legat de căsătorie. Și am zis că eu sunt foarte împlinită și fericită singură și nu, într-un fel, mă rog ca Domnul să-mi confirme că planul lui e să rămân singură. Evident că Dumnezeu nu a făcut asta și mă bucur că nu a făcut-o, pentru că a schimbat cumva traiectoria prieteniei mele cu Billy Paul. El este din Uganda, din orașul și din biserica din care fac eu parte în Uganda, însă în ultimii 4 ani a studiat în South Carolina la Bob Jones, își finalizează his Master of Divinity și în ianuarie ne-am căsătorit și am venit și eu cu el pentru câteva luni. Însă în iulie abia așteptăm să ne întoarcem împreună în Uganda. Ne-am rugat pentru ei ca misionari și ne-am rugat pentru ei ca soț și soție și fie ca ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Amin. O familie cu probleme așa cum o să fim și noi toți și suntem și noi toți. Dumnezeu să fie suficient pentru voi. Amin. Amin. Am rugat să pună o poză a Africii. Cât de mare este Africa? Pentru că avem impresia că e acolo undeva. Este de 3 ori și ceva mai mare decât continentul american. De 3 ori și ceva mai mare decât continentul american. Suprapuse, superimposed, cum spun americanii, pe continentul african, sunt aici toate continentele aproape. Lipsește Australia. Jos, în dreapta, la dumneavoastră, este Marea Britanie peste Madagascar. Ce e Madagascar? Cât Marea Britanie? America este în maro, China, ca de obicei, în roșu, ca așa este bine ei. Sus este Spania, Franța. E imensă. Este imensă. Frații și surori, este 11:40 și eu am o predică de 4 puncte. Nu. Vreau să fac o mărturie înaintea dumneavoastră astăzi, în ziua aceasta. Mă rog Domnului să-mi dea voce în primul rând. Today is Memorial Day. We are supposed to remember. O zi dedicată memoriei, amintirilor, în America are scopul ei, dar încep prin a spune, noi toți avem probleme cu memoria. Amin? Toți am avea nevoie din când în când de o zi a memoriei. Suntem de multe ori ca omul acela care seara s-a gândit ce o să facă a doua zi în târg și ca să nu uite, a scos batista și și-a făcut un nod la batiste ca să nu uite ce o să facă el în târg, după ce a băgat-o în buzunar, s-a culcat și a zis, bă, dar dacă nu bag mâna în buzunar mâine? Și și-a făcut un semn și pe mână, ca în târg să se uite la semnul de pe mână, să-și aducă aminte de nodul de la batiste din buzunar și să-și aducă aminte de ce făcea. Suficient să vă spun finalul acestei întâmplări. Când a ajuns în târg, a întrebat-o pe nevastă sa, de ce mi-am făcut numărul ăsta? Ca să-mi aduc de numărul, ca să-mi aduc de... Ce am vrut eu de fapt? Toți avem probleme cu memoria. Eu am câteva lucruri care le țin tare dragi. Eu, personal, Daniel Brânzei, pe care nu vreau să le uit niciodată. În primul rând,
am adus 3 sau 4 versete. Vreau să nu uit niciodată de harul pe care mi l-a făcut Dumnezeu să fiu un copil al Lui cu un destin frumos pentru pământ și cu un viitor extraordinar în eternitate, în slavă. Să aducem aminte ce am fost și de unde ne-a scos Dumnezeu. Ephesians 2, 12. Citim toți în ce limbă vreți dumneavoastră. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în Dumnezeu. Doamne, groaznic dacă ne-am întoarce la ce-a fost. Nu ne dăm seama de harul care ne-a fost dat. Știu de o familie de 2 porumbei căsătoriți de doar câțiva ani de zile și s-au certat. Și s-au certat așa de urât că s-au dus la culcare supărați. Vi s-a întâmplat dumneavoastră? Nu, numai lor. Și noaptea s-a trezit, n-a putut să doarmă, era o noutate să se culce supărați. Și a stat înaintea Domnului. Și dintr-o dată a venit de la Domnul așa un gând. Nu-i nimic. Îi dau o cancer și te scap de ea. S-a bucurat? S-a dus și a luat-o în brațe. Anumite lucruri nu le prețuim decât atunci când nu le mai... Fraților, suntem copii de Dumnezeu. Asta nu e lucru mic. Știu experiența unei mame care a avut un copil care a ajuns la adolescență și a început să nu mai asculte. Era văduvă. Și puștiu, ajuns adolescent, venea seara târziu. Și în seara aceea s-a hotărât să-l bată. Să-l bată, mai bine îl omor eu acum decât să facă prostii și să se ducă în iad. Mai bine îl sting în seara asta. Și cum stătea pregătită ca să-l omoare în bătaie, un gând a venit de la Domnul care i-a spus: nu trebuie să-l omori în bătaie, las că-l omor eu. Într-o săptămână, două, nu o să-l mai ai. Ce-a făcut mama când a venit copilul seara târziu pe ușă? S-a dus și l-a luat în brațe și a început să plângă. Doamne, nu mi-l lua. Acest prim text pe care l-ați avut pe ecran ne spune despre o stare de har. Uităm să ne bucurăm de ea. Dar este extraordinar, e cel mai scump lucru pe care l-am în viața mea și pe pământul acesta. Fii slăvit, Doamne, că acum sunt cu Hristos. Am drept de cetățenie. Sunt în legămintele pe care Tu le-ai făcut cu aleșii Tăi de pe pământ. Sunt cu nădejde și sunt în lumea aceasta cu Dumnezeu. Memorial Day. Nu uităm niciodată lucrul acesta. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 17. 1 Corinthians 4, 17. M-am uitat pe internet, nu de mult, la o biserică sfâșiată, care și-au dat afară păstorul. Și au început să se certe între ei. Cel care conducea muzica a început să predice. Ăla l-a ținut, nu vreau să-l asculte, că n-avea darul. Și unul a ieșit la microfon, a fost forța care l-a dat afară pe păstor. Și a spus: vrem o biserică în care omul să nu se vadă. Vrem aici să se vadă doar Hristos. Și în discuția lui, alocuțiunea lui, că predică, nu pot să-l numesc, a amintit fraza asta cel puțin de 10 ori. N-avem nevoie de oameni, avem nevoie de Hristos în mijlocul nostru. Și Hristos trebuia să arate, de fapt, când vorbea la el, pentru că el făcuse tot scandalul. Și al avea pe Hristos însemna că el e Hristos în biserica aceea. Nu
n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El? Răstignit, a zis Pavel. Dar Pavel nu s-a oprit acolo. El a știut că avem nevoie mult mai mult decât de un Hristos care este în slavă. Avem nevoie de oameni între noi care să semene cu Hristos. Avem nevoie de oameni care să-L poarte pe Hristos. Este un nume frumos din limba greacă, nu se prea dă la oameni, pentru că este un nume foarte pretențios, Cristoforus, Cristofor. Cristo înseamnă Hristos. Forus în limba greacă înseamnă purtător de, purtător de Hristos. Apostolul Pavel le spune celor din Corintă, o biserică, dacă ar fi în Asociația Română, nu i-am dat afară imediat. Dar Dumnezeu n-a renunțat la ei. N-a renunțat la ei, pentru că erau copiii lui. Și Pavel zice, voi aveți nevoie de exemple. Știu, nu vreau să știu între voi decât pe Hristos și pe El răstignit, dar aveți nevoie de oameni în care să se vadă Hristos și vi l-am trimis pe Timotei. De ce vi l-am trimis pe Timotei? Lasă-mi versetul, te rog. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu preiubit, credincios în Domnul, și zice așa, el vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Limba engleză, Iisus pe ecran. Pavel zice, aveți nevoie de Timotei ca să mă vedeți pe mine. Avem nevoie de oameni, bărbați și femei, care să spună, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Hristos. Vai de biserica care se ascunde după slogane de acestea comuniste. Nimeni în biserica noastră, Hristos, doar Hristos, doar... Nu, frate. Am nevoie să-L văd pe Hristos în tine. Avem nevoie de bărbați și de femei care să semene cu Hristos. Timotei mă copiază, spune Pavel. Și aș vrea să mă copiați toți. Vi l-am trimis că m-ați uitat pe mine, Pavel, cum sunt și cum arată un om al lui Dumnezeu. Timotei vă va aduce aminte de cum arată un om al lui Dumnezeu. Doamne, fi binecuvântat de toți aceia în care l-am văzut pe Iisus Hristos trăind. Fratele Pit Popovici, fratele Liviu Olah și fiecare l-are pe păstorul de la, din biserica de unde a venit. Oameni nebăgați în seamă, dar au fost Cristoforus, purtători de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, aduceți-vă aminte de cum s-au purtat acești oameni. Fără să pui sus pe ecran Evrei, capitolul 13, versetul 7, spune, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie doar de Hristos și El răstignit. Păi sigur că răstignit, că dacă n-ar fi răstignit, l-ați mai răstignit voi încă o dată. Nu. Avem nevoie de fratele Marcu Nichifor. Avem nevoie de atâția oameni prin care l-am văzut pe Iisus Hristos. Doamne, ne aducem aminte de oamenii aceștia care au fost imagini ale Tale în generația noastră și Te rugăm pentru noi, în familia noastră, în biserica noastră, fă-ne astfel de oameni care să fim purtători de Dumnezeu, de Hristos. Amin? Amin. Al treilea lucru de care să ne aducem aminte în această Memorial Day, că tare e scumpă, scurtă memoria noastră. Eu vi-l citesc, dumneavoastră spuneți de unde este. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei sărați, să Memorial Day, să ne aducem aminte, să ne aducem aminte de cei sărați. Și chiar așa am și căutat să fac, spune Pavel, Galateni, capitolul 2, versetul 10. Să ne aducem aminte de cei sărați. Doamne, ți-o ușor îi uităm. La masa unui om bogat era unul plin de bube. Se numea? De ce știți și de unde știți că se numea Lazar? De unde? De unde? Dumnezeu a vrut ca tu să ții minte numele lui Lazar. Și l-a lăsat în cuvântul scris. E inspirat de Duhul Sfânt să scrie acolo Lazar! Important pentru Dumnezeu. Cum se numea omul bogat? Exact, Adrian. Dumnezeu vorbește în multe feluri în cuvântul Lui. Îi ținem minte pe cei bogați?
și uităm pe cei, sărați. Dumnezeu zice, eu îi țin minte pe aia sărați și credincioși, nu pe aia bogați. Aceia vor merge în uitarea eternă. Vrem să semănăm cu cei bogați și celebri. Dumnezeu zice, nu există în catalogul meu, în eternitate nu există. Să nu uitați pe cei sărați. Dumnezeu ne-a trimis pe cineva din Africa și mai zic încă ceva. Mulțumesc Domnului pentru Narcis care ne aduce aminte de sărații din Mexic. Și binecuvântat să fie toți aceia care n-au uitat de sărați. Dumnezeu vă va da înapoi însutit. Dumnezeu vă va da binecuvântări eterne. E cineva care trece pe la noi și spune, n-aveți ceva pentru cei din Mexic? Și mulțumesc Domnului că la noi la Betel sunt oameni care au trecut dincolo de geancul din garaj. Și dau lui Narcis lucruri noi, lucruri frumoase, lucruri bune. Să nu uitați pe cei sărați. Și dacă mai am un pic. Uf, Doamne! Pavel îi spune lui Timotei și aceasta este a patra. Asta e o predică mare, nu știu, s-o stric pentru dimineața asta. Pavel îi spune lui Timotei așa. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Expresia este acea frumoasă mărturie. Țineți-o minte, acea frumoasă mărturie. Aduți aminte de acea frumoasă mărturie. E un joc de cuvinte. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus care a făcut ce? Acea frumoasă mărturisire. Acea frumoasă mărturisire. Înaintea lui Pila din Pont. Să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor. Singurul stăpânitor, țineți minte, singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor. Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Și care are cinstea și puterea veșnică, amin, spune Pavel în mijlocul scrisorii. Care e mărturisirea pe care a făcut-o Domnul Iisus înaintea lui Pilat? Și de ce trebuia să-și aducă aminte Timotei de cuvintele Domnului Iisus? În ce fel era un mesaj pentru situația lui? Necazuri, prigoniri, oameni care nu te înțeleg, suferințe de tot felul. Și Timotei putea să dea înapoi, putea să zică, sunt uitat de Dumnezeu. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, luptă-te, lupta cea bună a credinței. Nu da înapoi, nu te plafona, nu deveni indiferent, luptă-te, lupta cea bună. Avem biserici de oameni plafonați, avem biserici de oameni care nu mai au entuziasm, avem oameni care nu mai au inițiative, avem biserici pline de oameni care au obosit și Pavel îi spune, nu, Timotei, luptă-te, bună, lupta cea bună a situației. Da, dar frate, tu nu știi situația mea. Tu nu știi situația mea și avem păstori care se retrag la pensie înainte să fie de pensie. Avem evangheliști care se întorc de pe teren, s-au săturat. Avem plantatori de biserică care își caută un serviciu la un patron pentru că nu mai pot. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Na, frate, dacă ai ști situația mea prin ce am trebuit, am și o copii, am nevastă, dacă ai ști dumneatale. Și Pavel îi spune lui Timotei, adu-ți aminte ce a zis Iisus Hristos înaintea lui Pilat. Ce a zis, băi? Nu știi că am putere să-ți dau drumul și am putere să te dau la moarte? Și Domnul Iisus face mărturia aceasta despre stăpânul, despre singurul Dumnezeu, așa îl numește aici, în contextul lui Timotei. Stăpânitorul, împăratul împăraților și domnul domnilor. Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii și pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea. Și Domnul Iisus îi spune lui Pilat, ascultă nene, n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată sus. În universul acesta toți suntem subalterni. Este un singur stăpân. Soarta mea nu e în mâna ta, e Pilat. Ți s-a dat o putere de sus, s-a hotărât în sfatul lui Dumnezeu.
Și eu nu sunt aici la întâmplare. Timotei, adu-ți aminte ce a zis Domnul Iisus, când ți-e greu, când nu te înțelege nimeni, când adu-ți aminte că ceea ce ai ți s-a dat de unde? De sus. Dumnezeu vrea să fie acolo unde ești. Și Dumnezeu a pregătit pentru locul în care ești puterea care îți trebuie, instrumentele care îți stau la dispoziție. Ce ți s-a dat de sus? Timotei, ce ți s-a dat de sus? Agață-te de ce a zis Domnul Iisus înaintea lui Pilat când era între viață și moarte. Nu-i nimic în universul acesta, nu-i nimic în Imperiul Roman, nu-i nimic în tine, Pilat, care să anuleze ceea ce vrea Dumnezeu cu viața mea. Ți s-a dat de sus să fii o virgulă în biografia vieții mele. Și atâta ești, o virgulă, Pilat. Dar soarta mea e hotărâtă de cel care este sus. Memorial Day. Să nu-L uităm pe Dumnezeu, să nu uităm pe cei sărați, să nu uităm de oamenii prin care L-am văzut pe Dumnezeu, să nu uităm să căutăm să fim astfel de oameni în generația noastră, să ne aducem aminte de ce a fost trecutul nostru și să ne aducem de starea aceasta de har, aducem aminte. Memorial Day. Doamne, ține-ne adevărurile acestea înaintea ochilor noștri. Amin? Ne ridicăm și fiecare se roagă pentru El. Memorial Day. Adu-ți aminte de lucrurile importante. Adu-ți aminte de cine ești și al cui ești. Și adu-ți aminte de lucrurile care le poți face. Adu-ți aminte și de cei sărați. Caută să faci din viața ta să fie ceva folositor pentru alții. Roagă-L pe Dumnezeu să te binecuvinteze ca să poți să fii o binecuvântare. Fiecare dintre noi semănăm cu cineva. Tu cu cine semeni? Cu cine semeni tu? Semeni cu oamenii mari pe care Dumnezeu i-a folosit să își arate chipul în viața ta? Oamenii prin care L-ai văzut pe Hristos, semeni cu ei? Și a doua întrebare. Ai vrea ca oamenii care te văd pe tine să-L vadă pe Hristos? Să-L lași o lumină în jurul tău. Să fii un Cristoforus, un Cristofor. Cel care i-a spus lui Pilat, nu avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Cel care trăia la umbrela, sub umbrela autorității lui Dumnezeu, ne-a învățat să ne rugăm să vie împărăția lui Dumnezeu, să se slăvească în numele lui Dumnezeu și să se facă voia lui Dumnezeu, precum în cer, se dă de sus, de acolo de sus. Și asta a fost filozofia de viață a Domnului Iisus. Trebuie să fie și filozofia ta de viață. Rostim cu toții rugăciunea acestuia care ne-a învățat cum trebuie să vedem viața și cum trebuie să ne trăim. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Este împărăția, puterea și slava. Amin. Vă rog să vă mai uitați o dată la mine. Memorial Day, da? Toți aceia pe care America îi cinstește astăzi sunt morți. Au murit pentru noi, au murit pentru cine știe ce lucruri au murit. Cei de care ne aducem aminte, eroii noștri, nu sunt morți, sunt vii. Chiar dacă au murit, trăiesc acum. Memorial Day. Domnul Iisus a murit, dar trăiește. Memorial Day. Și toți aceia care sunt copii ai lui Dumnezeu, Emil Dumitru, ultimul, noi zicem că a trecut dincolo, nu a murit. Toți eroii noștri trăiesc. Slăvit să fie Dumnezeu!